Bună ziua și Hristos s-a înălțat! Mulțumesc că sunteți prezenți, preacucenici părinți, doamna senator, onorată asistență, suntem la Cremene, aici unde s-au dat cele mai aprige bătălii din primul război mondial și arătam doamnei senator piatra de temelie pusă de unul dintre cei care a condus bătăliile aici. După ce frontul s-a retras, a venit și și-a înhumat colegii martiri care au murit pe aceste tărâmuri aici la Cremenea. Scrie și pe soclu acestei cruci: în amintirea foștilor noștri camarazi din regimentul 27 infanterie, morți la Carpați, la Jiu, la București, la Cireșoaia. Monumentul, spuneam, este ridicat de cei care au supraviețuit urgiei din 1916 și în memoria eroilor morți pe aceste meleaguri și a tuturor eroilor, astăzi facem o slujbă de pomenire. Înainte de a începe slujba, rog colegul să pună prima strofă de la imnul de stat, pentru că suntem un pic în întârziere. Este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 aleluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și celea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odinește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a fost spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pe tine zi și lima te avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire, eroi, o
ostaș și luptător român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Așeze sufletele lor unde drept se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavolul ai să-mi faci drept viață în Italie. Însă-ți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, din de toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să văd și cu cuvântul, cu fapte, cu gânduri, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Nu este om care să fie viu și nu greșească, mai singur ești fără de păcat. Dreptate ta este dreptate, în viață și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluie! Ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și fie slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! De morți s-a înălțat la cerul într-o slavă spre noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cele preacurate imagi sale, cu ale Sfinților într-o tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a 40 de morșurile tuturor Sfinților, sufletele adormiților, rog Dumnezeu, eroi ai neamului românesc, mutate de la noi, în corturile drepte, nu ce-l așeze, în cele Avram, să le vinească, cu drept să le numere, iar pe noi să ne miluiască un bun și de oameni iubitor. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor tăi, ostași români din toate locuri și din toate timpurile, și le fă lor veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, și le fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam și de fără, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte. Să odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Mulțumesc prea cuceriților părinți pentru slujba frumoasă pe care ați adresat-o eroilor noștri. Mors pe toate câmpurile de luptă, așa cum spuneam, și mă bucur că astăzi aici
care foarte mult sânge s-a vărsat de către armata română, loc în care spuneau cei mai bătrâni că uzul, apele uzului erau roșii de atâta vărsare de sânge cât a fost în aceste ținuturi. Aici a fost principalul loc în care armata română și-a arătat poate vitejia, pentru că dacă n-ar fi fost aici acest leagăn de vitejie, nu cred că am fi reușit noi astăzi să ne mai numim români. Și da, citeam și spuneam mai devreme doamnei senator, citeam în scrierile lui Erwin Rommel, unul dintre cei mai vestiți generali din al doilea război mondial al Germaniei, care a luptat în primul război mondial aici și avea gradul de capitan. Aici, pe aceste dealuri, armata germană, austro-ungară, a fost condusă de viitorul general de elită Erwin Rommel. Și spunea Erwin Rommel în scrierile sale legate de primul război mondial că a întâlnit aici un dușman, care era armata română, atât de puternic și atât de demn, încât scria mareșalului armatei germane, dacă ar fi avut acești ostași bravi în armata lui, înzestrați cu armamentul pe care l-avea armata germană la acel moment, ar fi cucerit lumea. Și ca să înțelegeți mai bine, ostașii români erau îmbrăcați în piei de oaie, în cojoace din piei de oaie, mulți dintre ei poate aveau chiar o pinci în picioare și rămăseseră fără gloanțe și cu baionetele la puștile pe care le aveau, au urcat aceste creste din spatele nostru și cei care sunt de-ai locului știu de farcul mic, farcul mare, Nemira, la baionetă. Iar nemții au rămas foarte surprinși cum acești soldați, fără să mai aibă gloanțe, totuși n-au dat înapoi. Și așa au reușit ei să cucerească aceste zone. Vreau să vă mai amintesc că recent, ieri, am citit un material scris de profesorul universitar Teiușanu, care predă la Academia Militară și care face un studiu despre luptele de aici, din această zonă. Undeva în spatele nostru a murit capitanul Diamantescu, care apare ulterior în niște scrieri foarte interesante. Da, aici a murit. Tot aici a murit capitanul Câmpeanu, care a fost predat în școala militară datorită eroismului pe care l-a făcut. Aici a murit, în aceste zone. Capitanul Câmpeanu a fost înhumat aici și pentru că făcea parte dintr-o familie mai așezată din București, părinții dintr-o familie de arhitecți, după ce s-au liniștit lucrurile, au venit, l-au exhumat de aici și este înmormântat în cimitirul Belu. Spuneam de Câmpeanu pentru că el comanda grupul de mitraliori și văzând că armata austro-ungară este foarte numeroasă și foarte puternică, și-a dat seama că nu are nicio șansă. Și atunci a ordonat colegilor lui să se retragă, pentru că va veni și el. Toți ceilalți s-au retras și el a rămas singur să mânuiască o mitralieră care trebuia mânuită de cel puțin 3-4 persoane. Și în momentul în care armata inamică s-a apropiat foarte mult, a ieșit, a folosit acea mitralieră, cade erou acolo, dar armata austro-ungară a înțeles că de fapt era o capcană. Toți s-au retras, a înțeles și colegii lui că de fapt acest brav erou Câmpeanu s-a sacrificat pentru a-i salva pe ei, pentru că n-aveau nicio șansă. Și fapta lui de vitejie a fost predată în școala militară românească până mulți ani, nu știu dacă se mai predă și acum. Iată ce mare eroi am avut noi aici, iată ce oameni mari au scris istoria, iată cât de mult au crezut în România, cât de mult au crezut în
libertatea românilor, acești oameni pe care noi astăzi i-am amintit aici. Dumnezeu să-i odihnească, Dumnezeu să le facă parte în împărăția cerurilor, iar dumneavoastră, cei care astăzi și în fiecare zi, în slujbele dumneavoastră, spuneți o rugăciune și pentru acești eroi, cred că nu faceți altceva decât să vă câștigați un loc în împărăția cerurilor. Încă o dată mulțumesc preacuceniciilor părinți, mulțumesc celor care an de an veniți aici și nu uitați de eroii noștri și încet, încet o să ne deplasăm către cimitirul de la Valea Ujului pentru că suntem așteptați și acolo. O să rog colegul meu să pună imnul eroilor pentru a depune și coroana de flori. Încă o dată mulțumesc! Thank you.